Potrivit planului de lucru, angajații ADP acționează în aceste zile pentru cosmetizarea și toaletarea spațiilor verzi din municipiul Câmpul Lung. Una dintre echipele trimise pe teren acționa astăzi pe strada General Dragalina spre cartierul Grui. Vizate sunt însă și celelalte cartiere, astfel încât, până la sfârșitul acestei luni, tot orașul să fie curat. Aceste lucrări ar trebui să aibă loc periodic, însă vremea instabilă din luna iulie a întârziat executarea lor, ba mai mult a dus la creșterea excesivă a vegetației. Cei de la Spații Verzi acționează pe raza municipiului Câmpul Lung, așa după cum ați văzut, astăzi au fost pe strada General Dragalina, au fost și în cartierul Vișoi, unde avem foarte multe lucruri datorită ploilor care au fost în Câmpul Lung, vegetația a crescut destul de mare și trebuie întreținută în fiecare zi, aproape în permanență, pot să spun lucrul acesta. După cum observați, toaletarea gardurilor vii, arbuștilor și ierbii care a crescut pe lângă trotuar și pe trotuar este îndepărtată zilnic. Acționăm în continuare ca orașul să arate într-adevăr un oraș frumos.